Ofițerii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române au descins astăzi în 4 locații din comuna Târgșorul Vechi. Persoanele vizate sunt bănuite pentru săvârșirea mai multor furturi din locuințe și din societăți comerciale. Din locuințele percheziționate au fost ridicate mai multe bunuri. Este vorba despre bijuterii, țigări, LCD-uri, dar și diverse unelte. Cercetările continuă pentru stabilirea și documentarea întregii activități infracționale a acestora. Potrivit IGP Prahova, aceștia și-au desfășurat activitatea infracțională în perioada ianuarie-septembrie 2017. Prejudiciul cauzat este de peste 30.000 de lei. În urma perchezițiilor de astăzi, 4 persoane au fost aduse la audieri.